A început numărătoarea inversă până la finalul campionatului și lupta pare mai încinsă ca niciodată. Bine, e și frumoasă, toate echipele joacă bine, toate echipele joacă foarte bine, toate au șanse, chiar Craiova, că zicea la un moment dat că Craiova e scoasă din lupta pentru titlu, mă bucură lucrul ăsta, pentru că când e o confruntare între ei, normal că există și spectacol. E o presiune mare pe CFR că vrea să câștige al cincilea campionat consecutiv și nu știu cum se va ieși din asta. Acum, primul derby va fi Craiova-FCSB. Dificil de spus un rezultat, pentru că și Craiova, într-o zi bună, poate să câștige împotriva FCSB-ului, dar FCSB-ul nu știu de ce îmi dă mai multă încredere, pentru că au reușit meciuri excepționale în trecut la Craiova și e o istorie și, în general, jucătorii Craiove sunt convins că se vor avea puțină teamă. Obiectivul FCSB-ului este titlu, Craiova încă și îl menține pe cel de cupei. Bine, au două soluții de calificare directă în conferență cu câștigarea cupei, dacă o să câștige, pentru că mai au de jucat și returul și au de jucat și finala. Deci nu se poate. Eu sunt convins că Craiova face orice să câștige împotriva FCSB-ului. Dar să întâlnesc două atacuri cu jucători tineri, asta e un lucru pozitiv pentru fotbalul românesc, că sunt jucători tineri și au confirmat cele două distribuții, sunt echilibrate cu un plus, eu consider un plus pentru FCSB. Ce poate să facă diferența într-un astfel de derby? Mijlocul, apărarea? Apărarea, e clar. Organizarea defensivă, acum dacă vorbim, ce soluții au FCSB-ul în linia de fund de Popescu cu Miron, Cristea și Radunovici, o apărare bună, o apărare care n-au mai gafat, cum gafau înainte. Ceilalți acolo lipsește Screciu, dar intra Găman și iar e în regulă. Ei joacă cu Vătăjelul la dreapta, cu Găman Pap și Bancu. Acum, Bancu e jucătorul cel mai ofensiv și cel mai periculos pentru faza de atac, dar sunt convins că FCSB-ul va forța atacurile în zona lui, să nu poată să urce foarte mult. Deci eu cred că organizarea defensivă și echipa care reușește să nu primească gol va câștiga. Nu știu dacă va fi un meci fără goluri, dar nu cred. Pentru că sunt cele mai bune două atacuri din play-off. Da. Gol se va da clar, dar echipa care nu va primi gol va fi extraordinar. Dumneavoastră mai credeți în acele jocuri care s-au făcut în sezoanele anterioare? Ne aducem aminte, odată FCSB-ul a introdus juniorii pentru ca CFR să ia titlul în fața Craiovei și odată Craiova a făcut aceeași schemă? Nu cred. Nu cred, pentru că și Craiova, dacă câștigă cu FCSB și bate și CFR-ul, au șanse. Eu nu cred. Ce se întâmplă cu CFR-ul? Par așa că s-au terminat bateriile chiar acum pe final de sezon, câștigă destul de greu. Bine, au avut șansă mare de tot la meciul cu Farul, cel puțin 2-0 trebuie să aibă Farul la pauză, dar experiența lor și știi cum ei se mobilizează în momentele cheie, mai sunt câteva etape care sunt foarte importante și ei pot. Din cauza experienței jucătorilor, marea majoritate au participat la toate la ultimele lor titluri. Și atunci eu cred că șanse mari au, ei trebuie să-și câștige toate meciurile. Dar în cazul în care va lua CFR-ul titlu, credeți că trebuie să fie reconstruită echipa din temelii sau vedeți că jucătorii ar mai avea energie pentru încă un sezon? Eu sunt convins că Dan Petrescu va analiza foarte bine și va întineri puțin echipa. Pentru că o să ai, dacă câștigă, când noi vorbim dacă câștigă titlul, au tururi multe preliminare, vor avea o toamnă infernală, multe tururi preliminare, își propun, din ce știu eu și din declarațiile lor, cel puțin Europa League și atunci trebuie să întinerească, pentru că o să joci încă un campionat în toamna asta. Cum vi se pare varianta ca FCSB-ul să joace în Ghencea? Ați văzut ce tamtam a ieșit? Bine, nu știu de ce se face tamtamul ăla, pentru că Clubul Sportiv Steaua e un administrator. Un administrator bun trebuie să producă bani, nu să facă pierderi care să le suportăm noi. Eu nu înțeleg.
ura asta și nu înțeleg lupta asta de ce să nu joace. Dacă vrea Rapidul să joace pe Steaua, trebuie să joace în Ghencea. Eu dacă aș fi administrator, aș accepta și aș primi chiria. Că dacă nu, ei iar apelează la bugetul Ministerului Apărării, care tot noi îl suportăm fiecare, e ceva, numai România cred că se poate întâmpla. Eu cred că în altă parte, oamenii care se ocupă de așa ceva ar intra în pușcărie. Ascultați-mă, pușcăria scrie pe ei. Dar nu pare ciudat ca o finală de campionat să se joace, de exemplu, la Buzău? E urât. Sincer, e urât. Cu toate că stadionul de acolo și sunt mulți steliști acolo, dar nu e un stadion pentru o finală. Dacă se ajunge acolo. Acum să vedem dacă se ajunge acolo. Dar eu cred că până la urmă vor găsi înțelegere. Unde? Să joace în Ghencea. Spuneți că mai există speranță după declarațiile... Eu sunt convins că sunt și oameni inteligenți și nu își riscă libertatea. Da, dacă ministrul apărării a spus că... Dom'le, o să se schimbe și ministrul apărării. Sunt convins că și domnul Dâncu, care e un om inteligent, își dă seama ce înseamnă să nu lasă... Închiriezi o echipă, deci nu FCSB, v-am zis, altă echipă, Dinamo, dacă se întâmplă să dărâmă stadionul și e un meci de importanță mare, de ce să nu joace în Ghencea?